Bună, draga mea! Sunt luna ala! A doua lună de primăvară va aduce fecioarelor nu doar transformări interne, ci și schimbări semnificative ale statutului social. Saturn, care și-a luat poziția vis-a-vis -vis de semnul tău, te obligă să ții cont de cerințele sale, precum și de fanteziile sale. Pentru a realiza acest mic miracol vei fi ajutată să te susții de către energiile care emană din Taur și Rac. Ele te încurajează să experimentezi diferite soluții pentru obiceiurile tale. De asemenea, te încurajează să-ți folosești talentele și să-ți asculți intuiția. Evenimentele și circumstanțele te determină luna aceasta să testezi beneficiile capacității tale de a renunța deoarece va exista o creștere a complicațiilor între 12 și 30 aprilie, în timp ce Venus este în gemeni. Privind de lucrurile din exterior, îți va oferi o viziune mai optimistă asupra viitorului și, în plus, te va ajuta să înțelegi că ai mult mai multe oportunități decât crezi tu însă îți. Dragoste Saturn îți îmbunătățește simțul datoriei, dar datorită lui, Dragostea ta poate rămâne blocată adânc în abisul problemelor. Pentru a evita acest lucru, ascultă sugestiile pe care ți le oferă Venus și Mercur în taur, ieși din coconul tău obișnuit, decide să te bucuri mai mult de bucuriile vieții. Sfat, tu crezi că este de netăgăduit simțul ordinii și al metodei tale? Fals. Exact invers. În ciuda acestui fapt, încearcă să nu controlezi totul în jur. Lasă lucrurile să se dezvolte natural. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!